Aspirator din ăsta, ce face? Un aspirator! E aici, ce pernă! E aici, să bag! Bagă-te pe acolo și eu! Iagenă, verde! Aici e... Știi? E greu să lucrez cu mâna stângă la mâna dreaptă. De. Cam greu. Ce? E greu să lucrez de la mâna stângă. Adică merge, nu e problemă că merge, dar nu se... Acum e cu mâna dreaptă faci mai ușor. Eu că sunt dreptate. Una și încă una. Și împinge. Bravo. Una, două și împingem. Arunci de două ori așa. Una, două și după aia împingi. Arunci de două ori, de două ori. Una și încă una. Două și împinge. Bravo. Una, două. Împing. Nu. Aruncă, aruncă de două ori. Aruncă de două ori. Una. Încă una. Mai trebuie să iau un aspirator din ăla ca să-mi tragă praful ăsta. Una, două și împing. Da? Una. De să beau un pic de apă. Două și împinge. Împinge. Uite. Una, da. Două, da. Și am făcut două unghii. Și trei e împins, da? Hai. Una, aruncă la mine. Bravo. Două și împingi. Acum împinge. Bravo. Aruncă. Una, da. Două. Tot mi-ți agață de asta. Și împinge. Una, zi una. Două și împinge. Împinge. Aruncă. Împinge. Acum. Una, două, împinge. Acum tu aruncă. Una, zi una, și o două și împinge. Bravo! Una. L-a lovit la nas, mama, ai grijă. Nu este bine. Sunt fete care își dă acrilul sau gelul doar din pilă. Cred că te doare mâna să dai doar din pilă. Așa, freza asta electrică ți-a un doi. N-ai treabă. Bună dimineața! De fapt, nu e chiar bună dimineața, că e 11 fără. Bine, se poate spune bună dimineața până în ora 12, nu? Îți rup nasul! Noi ne-am pus la... Adică am făcut micul dejun, nu m-am pus încă, ei s-au pus. Am făcut niște ouă fierte, avocado, telemea, Marc a făcut ca la porci, o farfuriuță. Și aici am făcut câte un frape. Ți-l înmânez. Da, mulțumesc. De ce? Da, eu îl beau cu paiul, el fără pai. Apropo, mi-am făcut și mâna asta la alta seară, deci le-am pe ambele pilite, curățate tot. Acum trebuie să-i dau, să-i fac degresare, primer, acril, din nou pilire și pasul următor sau pasurile următoare. Da, sunt curioasă să vedem ce o să-mi iasă. Uitați-vă și voi câtă mizerie am putut să adun. Bine, mai mult praf,
și fire de păr de la covor, fire de păr de la mini. Ieri am dat cu aspiratorul, deci eu dau zi de zi cu aspiratorul, uneori chiar de două ori pe zi, depinde cum mi se pare mie că văd pe jos firimituri ce văd. Asta tot ce am adunat e din toată casa, deci din toată casa, inclusiv baie, balcon, tot, tot, tot. Și ieri am adunat la fel, alaltă ieri la fel, deci zi de zi la fel. De când am aspiratorul ăsta și înainte dădeam cu cel cu fir, dar acum dau mai des cu ăsta că e mult mai comod, l-am luat și mă ajută foarte, foarte mult și rapid. Ia să mă apuc de unghii. De unghii. Să vedem ce o să mă chinui eu cu mâna stângă la dreapta. A lăsat Betty aici o ojă cu care s-a făcut ea un portocaliu fosforescent și gelul. A zis că în cazul în care nu mă descurc cu acrilul, să fac cu gelul. Da, acum o să văd dacă mă voi descurca. Măi, nu știu ce nu-mi rezistă mie plantele astea, nu pot să-mi dau seama. De ce? Asta e ferită de soare. Că știu că trebuie să fie ferită de soare. Asta parcă s-a blegit așa frunzulițele. Asta la fel, mi se pare că s-au lăsat așa în jos și se usucă vârfurile. Am mai tăiat din vârfuri, că am înțeles că așa se face. Chiar nu înțeleg. De ce? Ăsta cred că îi merge cel mai bine. N-are nicio treabă ananasul. Aici se crește frumosul, mama. Da, crește. La noi e vremea urâtă, a plouat, e frig. Hai să ne apucăm de treabă. Trebuie neapărat să-mi iau un aspirator pentru unghii. Mi-am dat forma. Mai am de încercat pe aici să văd că nu-mi place cum arată aici în locul ăsta. Bine, acum e posibil după ce le degresez să arate bine și să fie... Am văzut că se mai vedea și la Magda, așa, zona asta de la cuticulă. Să văd, mai încerc cu cleștele, cu pila să-i fac ceva. În rest, mi-am dat forma care mi-am dorit-o. Mi-ar plăcut să le las puțin mai lungi, că aș fi avut o altă formă, adică aș fi avut unde să fac capătul de balerină, dar învățăm. Pentru început sunt chiar mulțumită, cele de la picioare chiar arată super, super bine, deci sunt chiar mulțumită pentru un începător să faci așa ceva, mi se pare ok. Am făcut numai mizerie, acum mai am prosoposta pe mine și mai pilesc un pic la unghia asta și apoi mă apuc să dau culoarea. Culoarea o voi face... asta albastră cu sclipici. Problema este că cu mâna stângă la mâna dreaptă îmi va fi mai greu. La acril nu a fost greu absolut deloc, deci chiar m-am descurcat foarte bine să pun acrilul cu mâna stângă la mâna dreaptă, nici nu m-am așteptat să fie așa de ușor. Chiar am făcut bine, un pic poate am mai depășit, dar n-a fost problemă că le-am făcut din pilă. Și mă gândeam să îmi pun o altă culoare lângă albastru ăsta, așa si de fa, dar nu cred că merge să fac cum ar veni patru unghi albastre și a cincea o altă culoare, dar nu știu, doar să bag un negru, dar nu știu ce să zic. Mă mai gândesc, mă uit un pic de niște modele eventual pe internet să văd ce aș putea să fac cu albastru. Îmi place la nebunie acest ulei cu miros de migdale. Băieții au plecat afară cu Selena, s-au dus să plimbe la parc, se joacă, iar eu trebuie să-mi termin unghiile sau le voi lăsa așa să mă apuc să fac un orez cu niște cabanos, s-a dus să cumpere cabanos. Mi-am făcut două unghii, deci vreau să vă zic că această nuanță de albastru e superbă cu sclipici în interior. Și să văd ce o să-mi bat eu capul, cred că cu mâna stângă la dreapta, dar le facem încet, încet, oricum vreau să vă zic că mi-a luat foarte mult să-mi fac unghiile singură. Nu-mi pare rău, dar durează și o să-i mai dau, hai mă, focalizează încă un strat să se vadă mai, că nu are pigmentul ăsta, așa se vadă mai puternic. Asta e rezultatul la unghii, eu sunt foarte mulțumită. Asta mi se pare că a ieșit puțin mai butucănoasă, mai lată,
am pus probabil prea mult acril și când am pilit-o, eu nu am observat, fiind acrilul transparent. Acum am observat când am pus oja, parcă zici că e cerul înstelat, uitați și voi. În rest sunt foarte mulțumită, deci asta îmi place cum a ieșit și astea alte două. Asta la altă mi-a ieșit tot așa un pic mai lată, dar eu am oricum unghiile mici și late, butucănoase, deci nu prea am cum să le fac finuțe înguste, decât astea două ar fi mai subțiri așa și ăsta. Dar unghia de la degetul mijlociu și de la degetul ăsta mare, nu am cum să... Nu am cum să le fac. Pentru că asta e forma. Aici ar fi trebuit, cred că, un pic dacă aș mai fi împins cuticula. Dar, în rest, sunt foarte mulțumită. Bineînțeles că mai am de învățat. Așa. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Destul de greu să-ți faci unghiile singură, nu atât de greu pe cât am crezut, dar e. La picioare sunt mai mulțumită decât la mâini, pentru că e mult mai ușor să lucrezi deci cu mâinile tale, cu ambele mâini, să lucrezi pe altcineva sau să-ți faci cum ar veni picioarele, dar așa să-ți faci tu singură, parcă nu ai nici acea... Nu vezi la fel, nu știu cum să vă explic. Cine face unghii singuri acasă înțelege despre ce vorbesc. În rest îmi place cum a ieșit. Le-am făcut și subțirele, nu sunt foarte groase. Pe dedesubt sunt pilite, exact cum îmi plăcea mie să arate unghia curată, subțire, nu e unghia groasă. Să zicem așa, deci îmi place foarte mult oja, dar parcă mi se pare prea mult. Voi ce ziceți? Nu știu, parcă mi se pare prea mult. Dacă ar fi fost eventual... Să zicem trei unghii, o altă culoare și să fi băgat pe degetul mare și pe inelar albastru ăsta, cred că ar fi arătat mult mai bine. Arată bine și acum, ori nu sunt eu obișnuită. La mine cred că e pentru prima oară în viața mea când am unghiile albastre. N-am mai avut unghiile albastre, din câte mi-aduc aminte, niciodată. Nici albastru mat, nici sidefat, nici cu sclipici, nici nimic. Și de-aia probabil îmi iau ochii și mă gândesc așa că mi se pare mie prea mult. Scrieți-mi și mie în comentarii, arată urât? Deja stăteam și mă gândeam că peste o săptămână cred că vreau să-mi schimb unghiile, că nu știu, doar să mă acomodez cu ele. Acum îmi plac foarte mult, deci vreau să zic că îmi place rezultatul cum a ieșit. Nu mă așteptam să-mi iasă chiar atât de bine, cel puțin așa zic eu din punctul meu de vedere. Bineînțeles că dacă m-ar vedea o fată profesionistă, mi-ar găsi multe greșeli, dar pentru un începător eu zic că e ok și cel puțin și la picioare chiar sunt foarte mulțumită. Haideți să vă arăt și mâna asta la altă. La asta la altă cred că am scurtat puțin mai mult din unghii, cred, nu știu, trebuie să le pun, că tot am mai pus eu să văd dacă sunt egale, mi se păreau egale, dar mai intram cu pila. În rest, chiar sunt mulțumită, vedem cât ține, cum ține, degetul ăsta meu e un pic și strâmb, dacă vedeți, și unghia nu prea ai cum să o pui, că e și unghia strâmbă, n-ai cum să o pui dreaptă, dar sunt curioasă cât îmi ține. Sper să țină. Cred că la mâna asta sunt mai lungi, cred. Nu știu sigur, ia să mă mai uit odată. Trebuie să le pune. De fapt, nu. Cred că pare. Că văd că sunt și astea. Parcă mi se par atât de ciudate albastru și când le pun așa la față și când le pun, mă uit așa la ele, eu eram obișnuită cu culorile astea mai deschise, mai... Bine, și culorile astea turbate, cum ar fi ăsta, rozul acela turbat sau... Nu știu, roșu, vișiniu, alte culori, dar parcă albastru ăsta mi se pare așa, nu știu, ori mi se pare mie, habar nu am. Pe viitor aș vrea să încerc să le fac puțin mai înguste, deși nu cred că-mi iese, că v-am spus că am unghia destul de lată și am încercat foarte mult să pilesc, dar deja începeam să le stric forma, începeam să le fac cum ar veni aici o crăpătură, stai că o arătam în partea aia, deci cum ar veni ce încercam să fac și mi ieșea așa cu o gaură, o adâncitură și trebuia să pilesc să revină și deja subțiam foarte tare unghia. Dar m-am uitat la foarte multe tutoriale pe YouTube și mai am de uitat. Am mai furat și puțină meserie, bineînțeles, de la Magda, că cred că oricine furăm fără să vrem această meserie când mergem să ne facem unghiile.
Deci nu am furat-o voit, nici n-aveam cu mâna pe inimă, pot să spun că n-aveam cu gândul să mă apuc de unghii, nici nu m-am gândit, chiar ziceam lui Bogdan și lui Magda, Doamne, nu știu cum ai răbdare, eu n-aș putea să fac atâția pași, atâtea etape, că sunt atâtea etape, na, trebuie să le pilești, să le cureți, ai, de mine e destul de muncă. Mă bucur că am făcut aseară o parte și astăzi o parte, pentru că să fac de-a întregul, nu cred că voi avea chef, poate pe viitor. Chiar zicea Bogdan și râdea de mine că stătea acolo pe pat și vedea că mă chinui, că e, deci de chinuit te chinui. Cine face unghii știe, cine își face singură. Și se uita la mine și râdea și că las că am să te văd eu peste câteva luni, că nu mai ai entuziasmul ăsta, că astăzi eram entuziasmată, făceam aici, mă mai și chinuia, mai și vorbeam singură, că uite aici nu iese, aici nu știu ce. Până lucram cu acrilul, începea să se usuce, să se întărească pe pensulă, nu se mai modela, iară bagă îmbibă pensula, curăț-o, ia, cred că am și consumat pudră acrilică și soluție din aia. Să zicem așa că, la, așa e la început. Și pe viitor aș vrea să încerc și gelul, cu toate că știu că gelul e mult mai complicat, că ăla trebuie să știi să-l modelezi, să lucrezi cu el, dar aș încerca și gelul pe viitor să văd cum e. Chiar o să-mi cumpăr vreo cutiuță, două de gel, să vedem dacă mă descurc. Și nu-mi place la gel faptul că mă arde foarte tare în lampă. Ori am eu buricile degetelor mai sensibile, ori habar nu am. Stai să vă arăt. Nu am consumat nici foarte multă pudră din asta acrilică, că nu e nici plină cu vârf. Dar în momentul în care am luat și am mai pus pe pensulă și se usca până lucram și așa, nu puteai să o mai pui, că n-aveai cum să o mai întinzi. Eu ștergeam și tot așa. Sinceră să fiu, sfatul meu este că dacă vă apucați de unghii și vreți să faceți unghii acrilice, nu investiți bani mulți în pudra acrilică și nici în această soluție. Pudra acrilică a costat 55 de lei și are 40 de grame de la Cupio, iar pudra să investiți într-o pudră acrilică sau într-o soluție scumpă. Eu nu am știut chestia asta și m-am gândit că dacă cumpăr ceva mai calitativ, e mai bun. Dar să știți că nu e nicio diferență. Eu cred că noi plătim doar brandul, care ar fi Cupio, și la multe alte produse. Și la soluția asta acrilică a costat 55 de lei și are 150 de mililitri și ăsta are 40 de grame și a costat tot 55 de lei. Cred că orice pudră acrilică e și orice soluție acrilică face aceeași chestie, doar că brandul diferă. Soluțiile sunt la fel, tot la culoare. Pudrele acrilice sunt albe, transparent, roz închis, roz deschis, mov și alte culori. Eu, dacă va fi pe viitor, nu voi mai investi. Acum, sincer să fiu, îmi pare rău că am cumpărat aceste două lucruri, pentru că cu 110 lei cât am dat pe ele două, îmi cumpăram două soluții acrilice sau trei soluții acrilice, că soluția acrilică găsiți și cu 15 lei și cu 17 lei, și mai îmi cumpăram și câteva pudre acrilice în nuanțe diferite. Deci nu văd nicio diferență între pudra asta și față de cea cu care lucra Magda sau față de alte pudre acrilice de pe alte site-uri, unghii.ro și ce am mai văzut alte tutoriale. Deci nu e nicio. Nici nu știu la ce oră m-am apucat de unghii, deci aseară mi-a luat destul de mult să le pilesc și să le dau cu freza și ce am mai făcut. Acum e vreo 3 ceasul. De unghii cred că m-am apucat pe la vreo 11 jumate, 12, ceva de genul. Nu m-am întrerupt deloc, deci nu m-am ridicat să fac absolut nimic, nici apă n-am băut, nici nimic. Aici am stat, deci mi-a luat destul de mult timp. Până le-am pus acrilul, până le-am dat forma, degresare, primer și ce s-a mai făcut, plus până le-am băgat în lampă, că trebuie să bagi fiecare unghie în lampă, să se usuce, iar scos mi se mai părea că nu e uscată bine, era lipicioasă, iar o mai băgam și tot așa. Și atât de mult mi-a luat. În fine, de acum apuc să-mi strâng lucrurile. Nu cred că voi face unghiile la o săptămână, că deja mi se pare prea mult, mai ales că ți-a foarte mult timp, în jurul la o zi ți-a, ca să te pui să faci cap-coadă, cu pilire, cu tot.
Să zicem poate un 2-3 săptămâni, 4, depinde cum cresc unghiile, depinde cum se prezintă. Eu sunt genul care mă plictisesc foarte repede de o anumită culoare și dacă mă dau pe unghii și rujul și alte chestii, eu vreau să le schimb și de asta nu știu dacă voi rezista, mai ales acum să știu în capul meu, înainte știți cum era, bă, de ce să mă duc să dau 75 de lei ca să-mi fac unghiile la Mac, dacă mă duce la o grămadă de bani să mă duc să mi le schimb atât de des. Dar acum în capul omului, dacă tu și că ai produsele în casă și ai atâtea culori și poți să-ți faci atâtea modele, normal că te încântă oarecum să zici, băi, mă apuc și îmi fac unghiile că am pe ce pune mâna și nu mai plătesc nimic, că deja mi-am făcut investiția. Am mai văzut foarte multe produse pe care vreau să mi le cumpăr de pe site-uri, doamne, o grămadă de acții build-uri, tatuaje, paiete, prostii pentru modele. Mie îmi plac foarte mult și chestiile alea din Fimo, care le pui pe unghii și după aia dai cu gelul sau cu ce, dai cu top coat sau ce, fiecare ce face, așa, mi se pare că arată atât de drăguț, dar le voi cumpăra și pe alea pe rând, bineînțeles că deja s-au cumpărat destul de multe lucruri, s-a investit destul de mulți bani în tot ce am cumpărat și tentația e mare, cred că la oricine, nu doar la mine, e foarte mare tentația să te duci într-un magazin și să vrei să-ți cumperi pentru unghii sau pentru make-up, cel puțin acum pentru make-up nu mai sunt tentată, dar pentru unghii da, cred că dacă aș intra într-un magazin, imposibil să nu plec de acolo cu un tatuaj, un acțibil sau alte chestii. Vreau să vă spun că la picioarele de la unghii am dat un strat foarte subțire de acril, dacă vă vine să credeți, și arată super fain, super natural. Nu sunt genul ăla de unghii care sunt bombate cu acril sau cu gel, sunt așa subțiri și pur și simplu zici că nu ai dat acril pe el, zici că ai dat doar ojă semipermanentă. Și chiar sunt mulțumită și îmi place și la unghii nici nu știu cât mă ține, dar sora mea a zis că pe acril o ține undeva la o lună, o lună jumate. Dar având în vedere că acum eu pot să-mi fac singură, nu are rost să stau atât de mult dacă vreau să mi le schimb foarte des. Mai ales că la picioare a durat foarte puțin, foarte, foarte puțin. Acum va dura mai mult deoarece trebuie să le pilez și de la picioare cum ar veni am luat-o de la cap. Adică de la început, fără pilire, erau ce am curățat unghia de ojă și așa, dar oricum la picioare durează mult mai puțin, am văzut și la Betty, în 2-3 pași a terminat totul și sora mea a zis că o să vină de la mare și vrea să-și facă și eu și iau unghiile. Chiar sunt curioasă dacă o să-i placă, pentru că eu sunt la început și poate nu o să-i fac cum îi face Magda, acum nu știu dacă se va mai duce la Magda, chiar nu știu, habar nu am. Eu nu mă supăr și dacă se duce la Magda, eu mi-am luat strict pentru mine. Dacă vrea să vină sora mea sau mama să le fac, le fac cu mare drag. Dacă nu, eu nu mă supăr, poate să meargă la Magda în continuare. Ele poate nu sunt mulțumite cum fac eu, poate îi se pare că Magda face mult mai bine decât mine și cu siguranță face Magda mai bine decât mine, că are experiență de atâția ani și are, nici nu mai știu câte a zis, 10-12 fete pe zi. Normal că tipa a căpătat experiență. Nu mă supăr, că eu mi le fac singură, nu-i nicio problemă. Am amorțit aici pe scaun, mă ridic, a cumpărat soțul meu. Mamă, dar ce bine arată tău, cu legume la grătar, super. Ai mâncat deja ciorba? Ai halit-o? Îl auzi pe Marcu, cum zice, ne țuguim? Nu vrea să zic că ne rostogolim, ne țuguim. Nu vrea să se rostogolească, hai că plecăm, hai acasă. Hai la parc, hai la parc. Așa nu-i mai e de aici. Nu-i mai e de aici. Doamne, ce frig e aici. Să frig aici și eu sunt cu sendeluțe și cu bluziță subțirică. Am avut pătură la masă acolo. Uite-le. Una eu, una mama.
Ia uite-ți florițele drăguțe. Mamaie, stai că nu mai pot să iau. Nu mai pot să iau. Ia și sucul. Nu, dar ce rece ăsta, da, mai rece berea mea era. Nu, și berea era rece. Marc, hai să mergem la parc. Să ne țuguim. Vrei să te rostogolești? Te-ai murdărit tot. Ia du-te să te văd cum te rostogolești, du-te. Vrei cu fetele? Hai mă că arată bine, încep să mă obișnuiesc cu unghiile. Sally, îți sună telefonul. Irina te sună. Mm-hmm. Irina, scria tu. Nu încep să mă acomodeze. Mai văd eu unele mici greșeli pe la ele, dar... Unde te duci, Marc? Haide că mi-e fric tare, Marc. Haide! Poate e vreun răhățel mare pe acolo să faci o surpriză. Am ajuns acasă și am fost la Carrefour pe galerie la un magazin destinat unghiilor și am mai cumpărat ce am văzut eu că e nevoie așa în timpul... În timpul lucrului, când am făcut unghiile. Măi, dar tu nu ai capătul ăsta aici? Nu cred că a avut capătul ăsta. Am cumpărat această soluție special pentru a îndepărta oja semipermanentă de pe unghii. A costat 10 lei, avea și cantitate mai mare, dar sincer să fiu, am zis să o încerc, să vedem dacă e bună. Femeia de acolo a zis că e bună, o recomandă și mai era ceva sub formă de ojă cu pensulă. Era 20 de lei, parcă dacă nu mă înșel, și mi-a zis că trebuie pilite unghiile, iar apoi îndepărtate cu acea soluție, ceva de genul. Mi-am mai cumpărat acest primer, dacă nu mă înșel, parcă. Da, primer. A fost 12 lei. Și 3 pensule pentru acril, mărimi diferite. Am zis să am că nu e locuri, ai nevoie de pensulă mai micuță sau ce știu eu. Se umple, de exemplu, cu gelul acela, cu gelul, cu pudra acrilică și am zis de ce nu. Am dat 5 lei pe una și punctatorul acesta. Mi-a plăcut și culoarea. În capăt arată așa și capătul ăsta pentru a face modele pe unghii. Am adus lucrurile să mă pensez. Cu ocazia asta testez penseta nouă. Chiar sunt curioasă să vedem cum... Ei, lasă, nu mai. Îmi place de mult cum se vede așa sclipiciu pe oja asta. Se vede că... Adică se vede, zici că e așa cerul înstelat. Super tare. Nu mă râde. Marc doarme de la 6? Fără 6? Cam așa? Da, nu chiar, de la 6 și ceva. Și a dormit pe mașină, am ajuns acasă, l-a adus tati în pat, adică în brațe, l-a pus în pat și a dormit. Eu mă pun să mă pensez, să-mi iau mustăcioara. Am luat-o acum câteva zile și nu știu că și voi pățiți aceeași chestie. De exemplu, o iau acum, dar în câteva zile e nevoie din nou să o iau, pentru că... Se întâmplă fire mici sau nu sunt crescute și în momentul în care le smulg pe astea, cresc celelalte și tot așa. Și mai înainte m-am simțit puțin rău, probabil că am mâncat cu poftă acele coaste
O să mă duc imediat să tai niște pepene și să mă bag în pat. O să am și o zi în care voi intra în pat mai devreme, sper. Nu mă simt atât de bine. Mi este somn tare, dar mă gândesc că dacă se trezește Marky, fac baie de acum pe la vreo 12, nu va mai adormi. Deci trebuie să-mi caut de lucru, ori să văd un film, oriceva, cu toate că dacă stau în pat mă va lua somnul. Mă, că se vede bine albastru ăsta. Soțului meu a plăcut foarte mult, surorii mele, mamei mele a plăcut și culoarea și cum le-am făcut. Pentru începător eu zic că a ieșit destul de bine. Bineînțeles că mai am unele mici greșeli, că na, e și normal să nu-ți iasă perfect. Poate sunt unele, cu toate că am încercat să le pilesc, să zicem că une, poate una e mai bombată decât cealaltă, deși nu prea cred că le-am pus. Eu sunt genul așa care sunt mai meticuloasă, le bibilesc, mă uit, le galez, le... Așa. Și am să închei filmulețul. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi. Pa, pa!